Albert Oprea a făcut accident de mașină. Cum se simte fostul concurent de la Survivor România? Albert Oprea de la Survivor România a făcut accident cu mașina. Ce mesaj le-a transmis fanilor? Albert Oprea este unul dintre cei mai susținuți și iubiți concurenți de la Survivor România 2021. Săptămâni întregi, războinicul a ieșit favorit în echipa sa. Concurentul a ratat calificarea în marea finală, lucru pe care și l-a dorit enorm de mult. Chiar dacă nu a ajuns acolo unde și i-a propus, războinicul s-a întors cu un bagaj de cunoștințe, experiențe și susținere a mii de oameni. Tânărul se ocupă în continuare intens de fizicul său, chiar dacă s-a întors cu anumite probleme de sănătate din Republica Dominicană. Albert Oprea le-a transmis fanilor săi că seara trecută a ieșit la alergat, însă s-a confruntat cu mai multe evenimente nefericite. În primul rând, războinicul a făcut un accident de mașină, după ce a fost lovit în spate. Din fericire, accidentul nu a fost unul grav. Fostul concurent de la Survivor România a mai transmis că nu a apucat să iasă de la alergat din cauza furtunii care a început. Am ieșit la alergat. Prima oară m-a lovit cineva în spate. Am făcut accident cu mașina. Nu e nimic grav. Când să mă duc la alergat a început ploia. Încercare eșuată, poate pe mâine, a declarat Albert Oprea, pe Instagram. Albert Oprea, declarații exclusive despre eliminarea de la Survivor România. Albert Oprea a declarat, în exclusivitate pentru ștafeta mixtă. Că regretă foarte mult eliminarea lui de la Survivor România și că nu a reușit să ajungă în marea finală. El a recunoscut că se aștepta ca cel eliminat să fie Marius Crăciun. Aș fi foarte ipocrit să spun că nu m-a afectat când domnul Dan i-a strigat numele. Niciodată nu am simțit că voi ieși. Nici măcar de data asta. Ceva îmi spunea că nu o să ies nici în seara aia. Simțeam că va ieși Marius, nu pentru că nu e bun. Nu mi-a fost greu să îmbrățișez pe nimeni, am făcut-o din inimă pentru fiecare. Chiar și pentru Maria, deși ea m-a nominalizat, m-a trădat, aș putea spune, dar până la urmă nu ea m-a trimis acasă. Cumva sunt supărat doar pe mine, pentru că am avut șansa în mână la jocul de imunitate. Ăsta e singurul lucru pe care îl regret din ultima săptămână.